Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre pachetul software OpenOffice, ce este o alternativă la pachetul de programe Office al firmei Microsoft și este cea mai importantă suită de software de birou open source pentru procesarea de text, foi de calcul, prezentări, grafică, baze de date și multe altele. Este disponibil în mai multe limbi și funcționează pe toate computerele obișnuite. Stochează toate datele dumneavoastră într-un format standard internațional deschis și de asemenea poate citi și scrie fișiere din alte pachete software de birou comune. Poate fi descărcat și utilizat complet gratuit pentru orice scop. Open Office este rezultatul ingineriei software de peste 20 de ani. Proiectat de la început ca o singură bucată de software are o consistență pe care alte produse nu o pot egala. OpenOffice este open source, adică este creat pentru un proces de dezvoltare complet deschis, înseamnă că oricine poate raporta erori, poate solicita funcții noi sau poate îmbunătăți software-ul. Rezultatul? OpenOffice este un pachet de programe excelent care vine în ajutorul dumneavoastră pentru aproape orice sarcină pe care o aveți de îndeplinit. OpenOffice este ușor de învățat și dacă ați mai utilizat deja un alt pachet de software de birou, vă veți acomoda cu Open Office imediat. Comunitatea dezvoltatorilor acestui pachet de programe se întinde în întreaga lume, prin urmare Open Office este disponibil și acceptat în foarte multe limbi de pe mapamont. Și dacă aveți deja fișiere dintr-un alt pachet de birou, Open Office probabil le va citi fără dificultate. Și este gratuit. Open Office poate fi descărcat și utilizat complet fără taxe de licență. OpenOffice este lansat sub licența Apache 2.0, asta înseamnă că îl puteți folosi în orice scop, casnic, comercial, educațional și așa mai departe. Îl puteți instala pe câte computere doriți, puteți face copii și le puteți oferi familiei, prietenilor, elevilor, colegilor, oricui doriți. Pachetul OpenOffice poate fi descărcat de pe site-ul oficial openoffice.org/download și este oferită versiunea pe 32 de bits deocamdată, dar avem promisiuni că în viitor vor apărea și versiuni pe 64 de biți. Asta nu înseamnă că dacă aveți un PC cu un procesor pe 64 de biți nu veți putea rula programele din pachetul Open Office. Vor rula și pe un astfel de PC foarte bine. Pentru a începe descărcarea pachetului de instalare veți executa un clic pe butonul Download Full Installation, Apoi veți alege locația din PC-ul dumneavoastră în care să fie salvat acest pachet de instalare. Bineînțeles că după descărcarea pachetului se lansează în execuție fișierul executabil de instalare, iar procesul de instalare nu implică mari eforturi, pachetul instalându-se rapid și fără probleme. După finalizarea instalării, pe suprafața de lucru apare o pictogramă cu numele OpenOffice 4.1.12, acest număr fiind numărul versiunii software-ului la momentul realizării acestui material, pictograma prin care veți introduce numele, prenumele și titulatura. După introducerea acestor date, aveți acum posibilitatea să lansați în execuție unul din programele destinate editării documentelor, a foilor de calcul, a unei prezentări, a unui fișier grafic, a unei baze de date sau a unui editor de formule matematice. Trebuie să menționez faptul că la această suită de programe se pot adăuga oricând caracteristici noi acționând butonul Add New Features to Open Office, acțiune care va deschide o fereastră într-un browser din care aveți posibilitatea de a descărca o anumită caracteristică la care puteți ajunge căutând-o după nume sau aveți posibilitatea de a filtra după sistemul de operare pe care îl folosiți. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian, și până data viitoare vă doresc la revedere!